Niciodată nu a existat un moment mai favorabil pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, care are deschiderea diplomatică a Bruselului și are uși deschise pentru reprezentanții guvernării de la Chișinău, iar cetățenii moldoveni nu trebuie să rateze șansa de a deveni cetățeni europeni. Opinia aparține lui Sorin Ioniță, analist în politici publice la Expert Forum București, și a fost exprimată în cadrul unui interviu din campania de informare Europa de lângă noi, lansată de posturile de televiziune One TV și Star TV. Potrivit lui Sorin Ioniță, problema transnistreană nu este o piedică pentru parcursul european al Republicii Moldova, așa cum UE oferă oportunități și pentru ca regimul de la Tiraspol să-și regândească poziția. Însă autoritățile de la Chișinău trebuie să facă din reforma justiției o prioritate. Pentru că nimeni nu-ți poate promite la Bruxelles că gata, în 3 ani intri. Dar mai bine decât acum n-a fost niciodată din punctul ăsta de vedere al deschiderii diplomatice și al accesului pe care l-ai. N-a avut Moldova lideri cu mai multe uși deschise. Chiar și cu problema transnistreană. Problema transnistreană, la ea mă refeream, trebuie văzut. Eu am înțeles că a fost această strategie a așteptării strategice la Chișinău, a răbdării strategice, să lăsăm timpul să lucreze. Apar niște oportunități și pentru ei la Tiraspol de a răgândi niște lucruri și când apare cartea trebuie să o joci, la fel cum ești cu integrarea europeană. Când ți se oferă, atunci trebuie să o iei. Nu să stai să te mai gândești, pentru că fereastra se închide la un moment dat. Asta e una din lecțiile pe care le-am învățat în România, de exemplu. Analistul de la Expert Forum București a mai declarat în cadrul interviului că de la aderarea României din 2007 și până în 2024, statul român a primit din partea UE 65 de miliarde de euro, care au contribuit substanțial la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Când a căzut comunismul, 90-91, România, 91 când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, să știți că România nu era atât de diferită de Moldova. PIB-ul per capita erau cam pe acolo. Mic, pe acolo. Societățile nu difereau foarte mult. Astăzi așa s-a produs decalajul și ai un nivel de prosperitate, dezvoltare de 4 ori mai mare, depinde cum îl măsori. Asta se datorează în bună măsură Uniunii Europene. Cu mai multe componente. Lumea se gândește la bani, că ne-au dat ăia bani. Banii sunt importanți, dar sunt pe locul 2. Cel mai mult este că atunci când te apropii, nici măcar nu e nevoie să fii membru, te apropii, ai terminat capitolele de discuție, e clar că vei intra, se produce o zonă de siguranță, spațiul de justiție, de stat de drept, de predictibilitate a mediului de afaceri, îi face pe investitor să vină și ei au venit. Din cei vestici, care ți-au asigurat și i-au crescut. Expertul Sorin Ioniță a atras atenția că 40% din fondurile europene accesate de România reprezintă subvenții agricole și de dezvoltare rurală. Suntem țări predominant rurale și Moldova la fel. Păi, cum ar fi să ai tot influxul ăsta de bani, care este cu un ordin de mărime mai mare decât ce se discută acum ajutoare pentru Moldova? Deci sunt niște bani imenși. Subvenția pe hectar în România, acum mediu pe fermier, este cam 200 de euro pe an. 200 de euro pe an pe hectar, care îți vin an de an, an de an. Dom'le, faci ceva cu banii. Plus, ai celelalte fondurile cu care te dotezi în agricultură și au cumpărat echipamente. Alea sunt altceva, proiecte, sunt bani peste. Păi, cum ce beneficiem? Beneficiem pe toate părțile. Unde am fi fost fără asta? Am fi fost tot într-o zonă gri, tot într-o zonă de subdezvoltare. Referindu-se la politicile Uniunii Europene în domeniul agriculturii, Sorin Ioniță a atras atenția că fermierii din statele europene se bucură de sprijin constant, mai ales că UE ține pulsul pentru a nu admite ca producția agricolă să se vândă pe nimic. Fermierii în Europa de vest reprezintă, nu mai știu că, 2-3% din populație, dar sunt un lobby foarte puternic. Din cauza tradiției, ruralitate, are așa un aer romantic, nu? Ei produc hrana noastră, da? Și în general, Uniunea Europeană, una din temele ei principale a fost cum să gestioneze supraproducția alimentară, ca să nu scadă prea mult prețurile, să sărăcească fermierii. Și totdeauna au fost aceste jocuri. E o chestiune foarte complicată, politica agricolă comunitară, dar pentru o țară de la marginea Uniunii, cum e Moldova. Exact. Ea nu a avut decât de beneficiat de când cu acordul de asociere în ultimii 10-14 ani s-a răsturnat raportul comercial, nu mai atât de mult comerț cu Rusia.
în principal pe produse agricole, totul s-a dus către vest, adică către Uniunea Europeană, și ei beneficiază. Întrebat care ar trebui să fie reformele prioritare pe care să se axeze autoritățile de la Chișinău, analistul Sorin Ioniță a declarat că justiția este dintotdeauna un indicator pentru o țară candidată pentru aderarea la UE. Prioritar am învățat cu toții în Europa de Est că este acel capitol justiție și afaceri interne, adică justiția, reforma justiției, pentru că fără stat de drept, fără o justiție care nu e neapărat asta penală, spectaculoasă, că l-a arestat pe cutare sau cutare, dar gândiți-vă la justiția comercială, la securitatea contractelor, la faptul că tu ai achiziții publice, procurare publică, da? Care este, implică autorități publice, și dacă n-ai curs de justiție, tribunale curate, unde eu să contest o licitație mânărită și să-mi dea dreptate un judecător corect care n-a fost cumpărat de nu știu cine, păi asta e esențial pentru dezvoltare. Nu poți fără asta. Și asta este foarte greu de construit și am învățat cu toții în Europa, deși nimeni nu-i perfect. Proiectul Promovarea avantajelor aderării Moldovei la UE, prin exemplul experienței României, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.